Palatul și colecțiile baronului Samuel von Skental au fost destinate prin testament unei vieți publice. Din cauza agravării stării de conservare a clădirii, restricționarea parțială a accesului vizitatorilor este iminentă, muzeul așteptând momentul închiderii porților. Unul din saloanele orientale ale palatului este închis de peste 50 de ani. Potrivit managerului Sabin Luca, sunt necesare lucrări urgente de restaurare a acestui tapet, dar și a suportului pe care este montat. La rândul său, șeful secției conservare-restaurare Dorin Barbu a precizat că problemele tapetului și ale suportului de lemn sunt grave. Pe lângă îmbătrânirea naturală, există foarte multe degradări fizico-chimice, rupturile, străpungerile tapetului, uzura mecanică, depunerile de murdărie, lemnul prezintă urmele unor vopseli neadecvate. Pentru a remedia această problemă, dar și altele care au apărut la clădirea Muzeului Brückenthal, cel mai vechi muzeu din România, reprezentanții instituției au declanșat în urmă cu câteva săptămâni o campanie de conștientizare în privința restaurării. Prima acțiune din cadrul campaniei a fost lansarea unei petiții online care a fost deja semnată de peste 5.000 de persoane. Mai mult de 80% dintre acestea sunt din România, dar oficialii anunță că petiția a fost semnată și de oameni din 45 de țări. Aceasta poate fi găsită pe site-ul muzeului, brückenthalmuseum.ro.